Bianca Mitroi de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre drama prin care trece, îmi pare rău de absolut tot. Bianca Mitroi de la Insula Iubirii, detalii despre situația în care se află după difuzarea emisiunii. Ce regretă concurenta! Bianca Mitroi de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre drama prin care trece. Tânăra de 28 de ani a realizat o filmare în care a mărturisit că îi pare rău de absolut tot ce s-a întâmplat în timpul filmărilor din Thailanda, Bianca Mitroi de la insula Iubirii, detalii despre situația în care se află după difuzarea emisiunii. Ce regretă concurenta? Bianca Mitroi de la insula Iubirii, detalii despre situația în care se află după difuzarea emisiunii. Ce regretă concurenta de la Antena 1, care formează un cuplu controversat cu Robert Braia, în vârstă de 28 de ani? participanta care este cântăreață de muzică de petrecere a fost acuzată că și-a făcut promovare pe seama show-ului moderat de Radu Vulcan. Artista răspunde la aceste zvonuri și spune că ar face orice să dea timpul înapoi, din păcate, a cedat după ce a urmărit ultimele episoade din Insula iubirii, cerându și scuze pentru atitudinea de care a dat dovadă. Tânăra a cedat nervos și susține că trăiește o adevărată dramă perioada asta. Am cedat și fizic și psihic. Azi noapte m-am simțit extrem de rău și nu vreau să ajung să mă mai simt așa. Mă afectează absolut tot ce văd chiar dacă eu încerc să fiu puternică, a spus Bianca Mitroi într-un clip de pe TikTok, Bianca Mitroi de la Insula Iubirii, afectată de difuzarea emisiunii. Nu mi-aș fi dorit să ajung să mă plâng și să-mi expun toată viața privată. Îmi pare rău de comportamentul meu din emisiune, de absolut tot. Mi-aș fi dorit să nu fi participat la emisiune. Dacă aș mai fi putut să dau timpul înapoi și mulți dintre voi spuneți că eu mi-am dorit promovare. Credeți-mă că decât să am parte de promovarea asta preferam să nu mai fi cântat. Tot ce îmi doresc în momentul de față e să am parte de liniște și să mă ajute Dumnezeu să trec biruitoare prin tot. A mai adăugat Bianca Mitroi în filmarea distribuită recent pe rețelele de socializare. Iubita lui Robert Braia pare extrem de afectată de felul în care au decurs lucrurile în emisiunea Insula Iubirii. Cei doi au plecat în Thailanda pentru a aștepta relația de iubire, însă au ieșit la iveală evenimente neplăcute din viața lor.